Salutare lume proteică și bine ați venit la un nou video de unboxing. Astăzi vom face unboxing la Raiders of Cydia de la Garfield Games. Este un joc nelocalizat în limba română. Haideți să vedem ce avem în cutie. Am prerupt aici ca să nu mă chinui. Să stați să vă plictisiți aici cu mine până reușesc să o desfac. Bun, haideți să ne uităm puțin. Aici avem cum arată cutia, 1-4 jucători, 12 ani, 60 de minute, cu toate componentele. Haideți să vedem ce avem în cutie. Pum. Bun, avem aici regulamentul cu setup, overview, gameplay overview, rolling dice, rating, strength, toate informațiile aici, rating example cu example. Stables, vedem exemple de cărți, exemple de situații, barracks, meeting tent și avem aici, bineînțeles, solo play, începând de la pagina aceea, solo play, deci 5 pagini de solo play și aici o iconografie întotdeauna foarte bună pe sfârșit aici. Ce avem aici este, eu am varianta care vine cu metal coins. Haideți să ne uităm la metal coin-urile astea. Se simt foarte fain. Cu meduza. I-au zis și voi. Bum, bum. Ok. Deci avem aici o punguță cu metal coins. Aici o pungă mare cu tot felul de chestii. Hai să le luăm rând pe rând afară. Vedem aici sunt aceste butoiașe, să-i spunem așa, sau ce or fi de mâncare, niște boluri. Aici avem de viață și se pare acei vulturi pe culorile jucătorilor. Toate sunt din lemn. Ok, ce avem aici? Ups, m-am obligat. Așa. Avem aceste cupuri, cred că, pahare. Hai să scoatem poate așa. Țac. Bun, aici avem diferiți muncitori care arată așa. Și sunt pe roșu, pe gri și pe albastru. Ce mai avem aici? Avem de diferite culori, negru, gri, galben și maro. Astea presupun că sunt resurse și ele din lemn. Bun, ce avem aici? Avem un săculeț pentru a pune diferitele lucruri. Aici mai avem niște plăsuțe. Aici avem zaruri. Haideți să vedem cum arată zarele. Sunt custom made, deci observăm aici de damage, 2, 3, 1, 2. Deci sunt diferite feluri și diferite culori pentru zaruri. Haideți să vedem ce avem. Avem un teanc mare de cărți. Haideți să-l deschidem, să vedem dacă reușesc acum să îl deschid fără niciun fel de problemă. Voi reuși? Spuneți-mi voi, presupun că nu voi reuși, că mi se pare că este foarte tare chestia asta. Haideți, țineți cu mine. Voi reuși? Mai lăsăm puțin. Astea sunt probabil player boards-urile, unde ne punem diferitele chestii. Ok. Avem 1, 2, 3, 4 player boards și observăm aici diferitele culori are jucătorilor, restul pare să fie identice și sunt pe o parte. Ok, aici avem diferite tile. Le observăm aici. Haideți să vedem. Calitatea foarte bună, se simt foarte bine. Și au diferite simboluri. Bineînțeles, o să vorbim despre joc când facem prezentarea jocului, cum se joacă. Acum ne uităm doar puțin ce elemente avem în cutie. Mai avem aici încă o tură. Așa. Și aici, da, la fund aici avem planșa, care este una mare, trebuie să spun. Haideți să văd cum pot să o deschid ca să vă arăt. Uitați așa. Haideți să o pun așa și să ridic puțin camera. Deci începem de aici de jos și mergem așa. Frumos în sus și acolo se termină cu alea. Bun.
Asta este planșa și cu tracker-ul acolo și acum vă las aici puțin cu planșa până încerc să deschid acest pachet de cărți. Gata, cred că am reușit acum să prind aici un spațiu vulnerabil. Nu? Oh! Atât! Am reușit. Așa. Și acum să ne uităm la cărți. Cărțile sunt foarte faine. Și vedem diferite. Așa, se sunt pe două fețe. Și aici astea se par să fie diferiți. Da. Se poate să fie pentru solo play aici. Avem astea. Deci observăm diferite fețe. Haideți să ne uităm, că ne uităm pe partea greșită. Și astea sunt diferitele animale care probabil o să ne dea diferite puteri. Ne uităm la cărți. Pam, pam, pam. Aici sunt diferitele caractere cu puteri, gain to strength și așa mai departe. Deci observăm diferitele caractere. Bineînțeles, o să discutăm mai mult în detaliu în momentul când ne uităm despre ce este vorba în joc. Uitați, aici sunt, vă arăt foarte repede toate caracterele și cum funcționează. Probabil chestiile alea care le-am văzut mai devreme sunt pentru solo play. Ok, bun. Deci ăsta este pachetul de cărți. Deci astea sunt în mare lucrurile care vin în jocul Raiders of Scythia. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați să dați un subscribe aici și un like la pagina ProTeamPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTeamPlays și mă ajut și link către pagina de Patreon dacă vreți să mă susțineți cu o activitate, cu o donație în activitatea mea. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!